Salut lume, eu sunt Levi și da, este seară. În fine, sunt din nou cu mare sincofă. Aceea zi în care filmez, am filmat de fapt și Fear 3 și m-am gândit să fac o serie cu Prototype 2. Și din nou eu joc Minecraft. Da. Hai să-l punem pe normal. Și cred că am ceva lag din cauza că am schimbat programul care filmez, cum se numea, mă? Playclown. Nu Playclown, nu filmez cu el acum. Ăla nu, mă. Ceva? Mâsă-i, nu mai știu cum. Burner. Așa, mâsă-i Burner, în fine. Și când am înțeles... Afterburner, în fine. Și când am înțeles programul ăsta face overclock și îmi supra-solicitează procesorul. Și îmi face ceva lag aici. Mai bine, da. Zi mersi că dacă filmam acum cu DxStory n-aveam nici lag, nici nimic. Da, DxStory nu registrează Skype-ul. Și am uitat. Da. Nu. Îmi venea să zic ceva. Da. Da. O să închei microfonul în 2 minute. Dacă auziți un sunet ceva, înseamnă că este tata. Da, de fapt, oricum nu contează. Am mai pățit chestia cu motorul mama pe fier. Marius? Da. Mhm, nu am înțeles ce este. Asta, nu te-am auzit dintr-o dată. În fine. Las cinematicul, doar ca să-l vedeți voi. Eu știu deja povestea. Am jucat jocul ăsta foarte mult. Da. 3 minute. De fapt, nu. Acum recent, în 2 zile, l-am terminat din nou pe dificultate insane. L-am mai terminat o dată, cred că, astăvară. La fel ca și Darksiders, tot astăvară. Cred că mi-au sau în toamnă. Nu mai țin foarte bine. Care Darksiders, întrebare? Mă, 1, părerea mea, a fost mai fain decât 2-ul. Bine, depinde și în ce fel. A fost mai fain din cauza că acolo nu erai cu coase și cu alte prostii, erai practic o sabie. Dar era într-un fel și nașpa, nu avea dexteritatea war și... Da. Ce joc? Darksiders, așa. Darksiders nu are legătură cu Darksiders 2. Normal că are legătură, sunt legate, omule. Dacă o să te joci Darksiders 2, pardon, o să vezi că o să trebuiască să te bați la sfârșit cu unul mare, care maram, el e corruption-ul, adică ăla care o corupt. Mă rog, tot felul de tâmpenii, n-am prea înțeles pentru că am dat skip la poveste că mi-a fost lene. Okay. Dar din câte am înțeles de pe la prieteni și pe la una alta, ăla Corruption e War. War fiind fratele tău. În jocul ăsta e vorba despre cei 4 călăreți ai Apocalipsei. War, Death și mai erau încă 2 pe care... Fury și încă una. Nu mai știu care era. Practic, așa trebuia. Trebuie să se lanseze după vânzări. Dar din câte am înțeles firmele care au produs jocul ăla... Da. Ceea ce nu-mi convine. Da, asta este. Nu e o comandă. Asta este. Da, bine, cum spui. Și acesta este James Heller, un sergent care în curând va deveni un fel de Alex Mercer 2. De ce? O să vezi episodul. N-am timp. În fine, de ce să spun ce se întâmplă mai departe când... După aia nu se mai uită lumea. O să vezi. Plus că ție ți-a mai povestit odată, ți-a mai zis povestea. Da. Nu. Mă, practic nu e rău. E nebun.
fine, mai contează. Sincer, deja știu ce faci. Minecraft. Înveți să craftezi o ușă ca la început. Mi-aduc aminte prima dată când jucam Minecraft, că nu știam niciun craft, nu știam nimic, nimic. Știu că vreau să fac o casă și spărgeam piatra cu mâna. Și m-am chinuit să fac un tunel dita mai cu mâna timp de 3 ore. Eu fiecare seară pare că aveam ușă în Minecraft ca să nu spargă zombie. Și eu la fel. Eu nu aveam ușă, din potrivă, nici nu știam ce salea torții, eu stăteam într-o cociabă în tuneric. Parcă eram din moschiuță. 7 pe 6, până acum are vreo 20 de blocuri, în tăcime. Uitați-l pe Mercer, ce fain o aterizat Mercer. Îi place la înălțime. Stai. Mercer nu e la rău. Ba da. Păi ți-am spus, nu mă, eu sunt cu Heller. Ți-am spus clar, la început Heller este un sergent. Și el crede că Mercer e omorul lui fica și el vrea să se răzbune. Că el este din poliția aia, cum îi zici tu. Și el acum vrea să-l urmărească ca să-l omoare. Stai. Și oricum nu o să reușească. În fine, o să vezi episodul, ți-am mai spus. Nu vreau să intru în detalii, că știi că eu când mă pornesc din vorbi nu mai tac. Mai ales când este o poveste așa awesome. Cel mai awesome joc pe care l-am jucat vreodată și care... Nu, Prototype 2. Nu, pe bune, Prototype 2 mi s-a părut cel mai super joc pe care l-am jucat. Pur și simplu mi-a plăcut povestea, plus că are upgrade-uri. Este și un joc RPG care combina acțiunea cu misterul și în același timp o dramă, dar care nu prea e o dramă. Da, nu mai citit internet. Nu citit internet, te spun din capul meu. Plus că e cam mult sânge. În sfârșit. Nu. Îmi place cel mai mult grafica, plus povestea, ți-am spus. Și puterile. Puterile să nu mai zic. Sper că n-am dat pe New Game Plus, n-am început să filmez. Că după ce termin jocul îți dă opțiune nouă, New Game Plus, adică poți să începi o carieră nouă dacă ai toate puterile, nu le iei. Știi că la început le iei de la monștri sau de la de a evoluați, adică Mercer introduce virusul și în alții. Și fiecare își dezvoltă puterile lui, etc. Mutații, n-are rost să intru în detalii din nou. Oh, God. Dacă n-aș fi știut faza, m-aș fi îngrozit sigur când aș fi văzut monstru ăla. Deși chiar mă încântă că văd monstru ăla, că de la în capăt eu ghearele. Ce-mi place cum ce Heller. Mercer, don't you run for me! Un helicopter. Și Mercer, tocmai a distrus helicopterul când i-a tras un picior. Oh, shit! Ce repede m-am mișcat. Ah, nu urla, mă. Ok, you down running. Vorbeam și eu. Ziceam ce zicea el. Ce zicea Heller. Ce? Nu mai țin minte. Pe bune, nu mai țin minte ce am zis. Ești nebun la cap. You're done running, parcă am zis. O, mai țin minte. O să vezi în episod și dacă am greșit, asta este, știi că nu sunt chiar așa bun la engleză, engleza mea de baltă, scuze, etc., etc. Mare brânz. Cred că voi filma în jur de 20 de minute primul episod. Sau, nu știu, să văd până când termin de ies din, mă rog.
O să vedeți. Nu mai zic nimic. Cura mea mare. Mi-am dat peste ea. Mori. Brawler infect. Cum naiba m-am mușcat? Ok, asta e prima dată când mor în așa ceva. N-au pus mai repede click atunci. Cum drag cum o te mușcă? Nu, no, de asta n-am pățit, deci... Da, nu știu să joc. Am mai făcut chestia asta de nu știu câte ori și n-am murit. Deci de două ori am murit, nu-mi scrie tocmai la început. Ce-mi place cum ziceai? Îmi place vocea lui Heller mult. Are vocea aia așa... Zici că e gorilă. Dar îmi place când aterizează de pe clădire. Cum se sparge tot în jurul lui. Și aici ai cinematicul de după când Heller bagă virus în mine. Îmi străpunge anusul cu virus. Și fac viermi. Fac lăbuși la buci. Măcar acum nu mai mângu, mă. Ba da, da, și mi-a arătit. Trec o să joc Amnesia sau Slater Vent Arrival cu webcam. E clar, ai un like de la mine. Vreau să te văd ce față faci. După aia, știi ce să scriu în coment? O să-ți pun un link în descriere cu melodia de la Mocu. Ce față ai, ce față ai. Da, astăzi mi-a dat web-ul, el era într-un hanorac negru și el se vedea mov. Deci, n-am ce zice, awesome camera. Măcar... Când e întuneric, treci cu modul de noapte și na, se vede tot mai roșu. Oh my god, ăștia mă operează pe view. Și eu cred la fel. Dar cui pasă? Eu nu joc așa ceva. Stai, am zis cumva Amnesia. Da. Sunt Slenderman Driver. Deci cum trebuie să fac seria asta? Că am zis că fac. Da. Treaba ta. Asta e și tu în conferință. Mai bine nu stau ca să mă muș după. Bine, mă, bine, stau că și te-ai stat cu mine la fier, nu ca și cum ar fi ceva de speriat la fier. Mai ales trei eu. Bă, tași că pe Mircea îl sperii. Ce naiba? Trei eu te sperie de mor, mă. Se vezi chiar acum te-a mai bine tași din gură. Mircea, în caz că auzi chestia asta, a fost doar o glumă. O glumă neînsemnată. Dar, și dacă o să te superi, nu o să ai parte de ajutor social din partea mea. Ce-mi place tatuajul ăsta de pe spate. Bine, chestia e cauzată de virus. Dar tot îmi place. Am adunat câteva stack-uri de farm stack-uri de cobblestone. Îmi pasă. Și mie. Cui pasă? Cui... Ei pasă. În fine, tu n-ai de unde să știi după ce când tu ești rocker. Bine, normal se spune rocker, dar eu zic rocker, că sunt mai tare, mai ales când zici rockere. Eu sunt manelistul, mă. La cine am găsit la recomandate Florin Salam pe channel? Mie sau ție? Da, înseamnă că nu mai merge, mai știe contul. Mircea, când o să intre Mircea în cofă, trebuie să avem o discuție ca de la bărba la... era să zic de la bărba la femeie, doamne, iertă-mă, ca de la bărba la bărbat. Îl prindem în flagrant, că ascultă manele. El care se dădea rapper, ca... Poate. Și cam atât. Și încă mult care făcea timer.
Bă, hai, lasă mâna abia în pace, dar nu ascultă PewDiePie și Smosh. Salam. Ce că e incredible. Ce și-o dezi așa, incredible. Mare brânză că mi-am dat el. Mersa nu poate? Dar tot același tip ca și el, ce naiba. Hai să vă mânce, tata. Că am nevoie de viață. E ce fain cum sunt pe asta. Mamă, ce fain, se poate vedea tatuajul ăla pe spate. Mamă, și mâine iar avem școală. Mama, crede școala asta. Cum adică? Eu. Ce tu, nu? Păi și atunci ce zici că eu? Da, mă. Așa, am făcut rost de The Walking Dead. Dar nu o să fac ce o pus să facă Mircea. Și acum pot să-i dau și program cu care să filmez. Ups, era să dau skip. Fugi. Da, la cinematic. Și nu vreau să dau skip la cinematicuri. De ce nu? Stai pe încă filmezi. Da. Câte minute? 15. Și 20 și 30 chiar. Cam așa, în jur. Ok, acum stai, ca să zic imediat. Bună, tu vrei, stai pe. Vreau 35 de propuri în jos, am să fac o propul de 6 pe 7. Cu toate că n-am la ce să folosesc. Apropo, îl fac aici, în casă sau ceva, nu știu. Dar mai mult timp, ok, să joc mai mult, legit. Sunt curios. Și e sigur că filmează program. Da, sunt sigur. Ar fi fain știu la sfârșit să afle că după cât e jucat, nu s-a schimbat. Închide microfonul de ori secunde. Da, e bine, după cinematicul ăsta. Da. Nu închide filmarea, cred că ajunge 17 minute și ceva, parcă văd câte memorie mi-o ocupă. Păi, doar episoadele acele. În rest... Deci, da. Da, încă filmez. Ok. Și... nu zici nimic? Era cinematicul.
Acum am ajuns la partea strigioasă când bat capitanul. Chico, ok, as fox. Deci bro, să vezi ce-ți dă bro ăsta acum. Na. Tu mai stai puțin până termin filmarea, că o să mă scoți. Da. Ai puțin răbdare, că acum trebuie să ieși din alertă. Da, așa este. Și se pare că doar misiunea asta. N-am cum altcumva decât misiunea asta, dacă te rămâi și scuzați că tot închid microfonul. E bine, am ajuns în fața misiunii. Cred că asta a fost primul episod prototype și nu uitați, Marius spune. Dacă v-a plăcut, lăsați like, subscribe, comment și pe data viitoare. Pe data viitoare putem să spun și eu. În fine, e bine. Am fost Levi. Primul episod din Prototype. Pa!